Bună seara! Vreau să vă spun câteva lucruri despre polipoza nazală, o afecțiune pe care, eu știu, mulți o confundă cu acei polipi de copil. E vorba însă despre o cu totul altă afecțiune. Deci există două afecțiuni separate. Polipii de copil poartă în medicină denumirea oficială de vegetații adenoide. Aceia sunt polipii de copil. Polipoza nazală este o altă afecțiune, cu totul și cu totul diferită, și care se manifestă total altfel. În primul și în primul rând, polipoza nazală este o afecțiune care se manifestă aproape cu exclusivitate la pacientul adult. Rarisim să fie vreun copil care să aibă așa ceva. Este o afecțiune strict a adultului, care presupune, în linii așa mari, în linii generale, dezvoltarea unor formațiuni tumorale benigne, deci nu formațiuni tumorale canceroase, la nivelul foselor nazale și al sinusurilor paranazale, deci al acestor cavități din jurul nasului și care toate se deschid în nas, aceste sinusuri paranazale. Afecțiunea vine pe un teren care de obicei este un teren alergic. Adică pacienții sau persoanele care sunt cele mai predispuse la a dezvolta polipoză nazală, sunt persoanele care suferă de alergii. De foarte puține ori avem un pacient care să aibă polipoză nazală fără să fie o persoană alergică, fără să aibă, eu știu, alergii medicamentoase sau alimentare sau la orice altceva, la puf, la praf, la polen și așa mai departe. Ca și simptomatologie, vreau să enunț câteva simptome principale, și anume, în primul și în primul rând, pacientul când vine la noi vine pentru obstrucție nazală. Asta îl supără pe el de cele mai multe ori, că se înfundă nasul. Se înfundă câteodată bilateral, deci are obstrucție nazală bilaterală sau poate să fie unilaterală, cu episoade de remisiune, deci cu momente în care pacientul poate să respire bine. Asta fiind principalul simptom. Al doilea simptom este anosmia, deci o pierdere a mirosului și eu vă spun din experiență că este și a gustului. Pentru că stimuli olfactivi, deci mirosul nu mai poate să ajungă în nas la acei receptori olfactivi pe care să-i stimuleze și care să ducă informația la creier și care să ne spună că, domnule, uite, ăsta este mirosul acesta. Din această cauză, mirosul dispare și tot din această cauză, gustul care vine în strânsă legătură cu acest simț al mirosului, gustul devine foarte, foarte fad. Pacientul percepe doar gusturile elementare, acru, amar, dulce și sărat, fără să simtă totuși un gust intens. 3. Dezvoltă tot felul de otite seroase, de tot felul de afecțiuni care sunt legate de urechea medie, pentru că aerisirea urechei medii se face prin acea trompă a lui Eustachio, care odată ce acei polipi au crescut în nas, este înfundată, este obstrucționată și această trompă a lui Eustachiu, atunci pacientul are urechile înfundate mai tot timpul sau, eu știu, se înfundă, se desfundă. 4. Rinoree, adică o scurgere a unor secreții din nas, de cele mai multe ori este o rinoree apoasă, deci e o soluție apoasă care se scurge din nas, care mai merge cu 5, cu lăcrimare de foarte multe ori, cu mâncărimi ale nasului, cu strănut, care e un strănut de cele mai multe ori foarte supărător, cu strănut în salve. Deci pacientul începe să strănute și strănută de 4-5 ori, 5 ori la rând până să se oprească. Toate aceste semne și simptome completează acest diagnostic de polipoză nazală. De obicei, un pacient vine cu multe din aceste simptome atunci când intră la noi în cabinet cu această afecțiune. Desigur, ca să punem diagnosticul, pe lângă simptomatologie, noi mai avem nevoie, desigur, de un examen clinic ORL. Care examenul clinic ORL presupune, în primul rând, o rinoscopie anterioară, deci să ne uităm cu ochiul liber și cu niște instrumente speciale în fosele nazale ale pacientului. Când descoperim aceste formațiuni tumorale benigne, care de obicei sunt translucide, deci sunt albicioase translucide, care de foarte multe ori ajung să umple fosa sau fosele nazale, cu secreții albicioase transparente
la nivelul acestor formațiuni tumorale și eventual cu umplerea fosei nazale până în rinofaringele, deci până în partea posterioară a fosei nazale de acești polipași. Deci de obicei așa vine pacientul, plin de polip în nas. Pe lângă examenul clinic orele, noi tot timpul ne ajutăm de endoscopie, care completează examenul clinic orele. Și endoscopia presupune introducerea unei camere video speciale la nivelul foselor nazale. Cu această cameră video vedem, sigur, mult mai bine decât cu ochiul liber, cât de mult se întind acești polipi, unde își au rădăcinile și dacă mai sunt și alte afecțiuni asociate, pentru că există uneori, într-adevăr, și niște formațiuni tumorale maligne, deci niște pui de cancer care se ascund sub acești polipi. Dar foarte rar. De obicei sunt doar acești polipi. Trecând peste examenul clinic și aceste investigații care ne ajută, ajungem la examenul paraclinic, deci la investigațiile paraclinice. Care investigațiile paraclinice presupun, în cazul unei afecțiuni de genul acesta, o imagistică. Ce înseamnă rezonanță magnetică sau computer tomograf de sinusuri anterioare și posterioare ale feței. Deci o poză care să prindă tot ce înseamnă craniocerebral, partea aceasta de sinusuri anterioare și posterioare și care ne spune cu lux de amănunt dacă sinusurile pacientului sunt prinse, dacă fosele nazale sunt pline de polipi și așa mai departe. Bun. După ce am făcut aceste investigații, putem să punem diagnosticul aproape de certitudine de rinosinuzită polipoasă. O ultimă investigație pe care ar trebui să o facem ca să punem acest diagnostic ar fi să luăm o biopsie, să trimitem la laborator și să facem examenul histopatologic, pentru că doar acela ne poate pune diagnosticul de peste, 99% de formațiune tumorală benignă. De cele mai multe ori este așa și cu primele investigații reușim să deducem chestiunea aceasta. Ca și tratament, tratamentul are două etape sau două mari categorii. Tratamentul medicamentos și tratamentul chirurgical. Majoritatea pacienților încep cu tratamentul medicamentos și așa și este logic. Tratamentul medicamentos presupune în primul și în primul rând tratarea alergiilor, pentru că v-am spus, afecțiunea aceasta merge în strânsă legătură cu alergiile. De obicei, pacienții sunt pacienți alergici și faptul că sunt alergici dă acești polipi în nas. Tratăm alergiile cum? Prin antialergice, care pot fi pur și simplu categorii de antialergice, pastiluțe, deci per os, pe guriță, și pufuri de dat în nas cu antiinflamatoare steroidiene, adică un antiinflamator local. De cele mai multe ori, aceste tratamente medicamentoase reușesc să țină, să desfunde fosele nazale și să-și mențină beneficiul luni de zile sau ani de zile chiar. Însă de cele mai multe ori nu reușim totuși să tratăm în totalitate afecțiunea prin aceste pastiluțe și aceste pufuri. Tratamentul mai degrabă se poate face cu o intervenție chirurgicală care presupune, noi facem în ultima vreme endoscopic, adică intrăm cu o cameră video în nas, curățăm cu niște instrumente speciale toți acei polipi din fosele nazale și intrăm cu alte instrumente speciale în toate cămăruțele acestea care se cheamă sinusuri paranazale și curățăm de acolo tot ce înseamnă polip, tot ce înseamnă puroi, deschidem foarte bine sinusurile și lăsăm sinusul să dreneze, de să scoată tot ce secreții mai sunt acolo. Cam asta ar fi tratamentul ăsta chirurgical. Acum, cu tratament medicamentos și cu tratament chirurgical, putem să rezolvăm o mare parte din aceste polipoze nazale. Cu mențiunea că, și ăsta chiar aș vrea să pun accent pe această chestiune, că această boală este o afecțiune recidivantă. Este o afecțiune recidivantă prin definiție și nimeni în lumea asta, nici în Europa de Vest, nici în Statele Unite sau în cele mai dezvoltate școli de medicină, nu au reușit să dezvolte un tratament care să curețe în totalitate și definitiv acești polipi. Polipii ăștia, din păcate, au talentul, ca să spun așa, de a reapărea. Și acum, desigur, recidiva poate să fie la o perioadă mai scurtă sau o perioadă mai lungă, în funcție de cât de bine reușim să tratăm și de cât de bine reușim să facem intervenția chirurgicală. Dar, per total, este o afecțiune care, în principiu, poate să revină. Oricum, fără disperare,
obstrucția nazală poate avea ca și cauză acești polip și această afecțiune care poartă denumirea de polipoză nazală. Diagnosticul diferențial între o polipoză nazală și alta afecțiune care vă dă obstrucție nazală, sigur o poate face medicul de familie sau medicul oralist dacă vă prezentați la unul din aceștia. Mulțumesc!